O adevărată provocare, așa poate fi numită în ultimii ani acțiunea de împodobire a bradului de Crăciun. Tradiția spune că momentul ornării este în ajun, dar majoritatea dintre noi ne gândim la el dinainte cu câteva zile, chiar săptămâni. Nu e nicio problemă pentru cei care țin la decorațiunile din anii anteriori și trebuie doar să le scoată din cutiile în care sunt depozitate. Ceilalți, care preferă un brad diferit în fiecare an, au de vizitat magazine de profil și de ales dintr-o gamă variată de culori, modele și forme. Anul acesta m-am pregătit cu un braz ornamental, am împodobit braz de Crăciun cu aranjamente florale, aranjamente naturale, cu ghiveș cu tot, cu brăduți, cu tot felul de mascote. Anul acesta designerii au stabilit culoarea albă a bradului, dar se poate combina și cu alte culori, de exemplu cu argintiu sau roșu rămâne roșu, este culoarea Crăciunului. Se mai poate, cine are copii, să facă un brad colorat, cum ar fi rozu sau un mov pal. Crem, se poate face combinații de culori. Oricât ar fi de impunător sau de special împodobit bradul de Crăciun, parcă nu are același farmec dacă nu e și casa decorată pe măsură. Începând de la masa de sărbători până la pereți, ferestre și uși, toate merită decorațiuni de efect. La intrare le recomand să facă două aranjamente sau cu unuri sau un coșuleț cu globuri sau un felinar. Pe urmă, în casă, la geam, foarte important la geam să fie ornat geamul, un brad frumos, în bucătărie, chiar și în baie, peste tot. Gospodinele acordă o atenție sporită meselor de sărbători, pentru ca ele să fie bogate în mâncăruri aspectoase și gustoase. Dar și ornamentele au rolul lor în farmecul meselor festive. Noi ne-am gândit să facem niște aranjamente cu brad natural și cu flori naturale, combinat cu globuri, cu conuri, cu steluțe, ca să fie un aranjament frumos pe masă. Dacă țineți la tradiție, nu uitați nici de crenguța de vâsc. Aceasta se atârnă deasupra ușii pentru a aduce noroc și sănătate. Se spune că vâscul înlătură boala, atrage spiritele bune și le ține afară pe cele rele.